Începe Firul 4, rubrica noastră săptămânală de comentarii pe care o găzduiește jurnalul Agro TV. De ce România nu are o bancă de stat dedicată exclusiv fermierilor și industriei de profil, agricultura din gospodărie și Ucraina exportă fără tarife vamale, dar cu frână de urgență, conform Parlamentului European? Sunt subiecte cu impact din rubrica Firul 4, inițiată de Agro TV. Cum spun de fiecare dată, să le luăm gospodărește împreună cu domnul Ștefan Gherghiță, fermier din județul Brăila și invitatul nostru din fiecare zi de joi. Bine ați revenit! Bine v-am găsit, dar cum spuneți și dumneavoastră, le vom lua gospodărește. Domnule Gheorghiță, în timp ce pregăteam cu dumneavoastră această rubrică, ați adus din nou în discuție programul denumit Creditul Fermierului. Recent am difuzat în jurnalul nostru un interviu cu cel care coordonează Direcția Agri a Czech Bank, în care concluzia era că se finanțează omul, nu hârtiile. Domnul Ștefan Gheorghiță, trecând peste această concluzie, aveți o explicație de ce în România nu există o bancă agricolă, ci doar entități, în condițiile în care până la 6% din PIB-ul țării este asigurat din activități legate din industria agricolă? Vă rog. O bancă pentru agricultură este un vis mai vechi pe care îl are agricultura românească. Din păcate, acest concept este scos periodic în funcție de perioada de campanie electorală. Și politicienii atunci își aduc aminte că ar trebui făcută această organizație comercială, financiară pentru agricultori. Doar că niciodată nu s-a pus pe masă cu adevărat un concept care să fie propus spre implementare. Un concept funcțional. Din punctul meu de vedere, o bancă pentru agricultori ar trebui să aibă în vedere câteva nevoi specifice. Și mă refer aici. E vorba de dobânzi competitive pentru sector și în raport cu celelalte țări din comunitatea europeană, dar nu numai. În al doilea rând, este vorba de durată. Sectorul agricol nu are o viteză de circulație a capitalului financiar atât de mare ca în alte industrii. Semene acum și recoltezi după 6 luni, după un an, și atunci este nevoie de un alt tip de sistem de finanțare, o durată mult mai lungă. Vedeți, de exemplu, acum poți să cumperi teren cu credite care merg până la 15 ani. În vest discutăm de credite care merg până la 25-30 de ani. Și trebuie menționat că acele țări și-au negociat de foarte mult timp aceste avantaje comerciale în cadrul actelor normative din cadrul Uniunii Europene. Adică banca aceasta trebuie să aibă și o strategie ce anume în cadrul agriculturii și sectorului agroalimentar ar trebui să finanțeze și să sprijine pe viitor. Exportăm materie primă, o vindem ieftin și importăm produse procesate cu un adaos comercial apreciabil. Recent, Cezar Gheorghe, fiind cunoscător al piețelor agricole internaționale, într-o discuție purtată cu colegul meu Marius Milea, atrăgea atenția asupra unui paradox, cu efecte economice nefaste pentru fermierul nostru, dar și pentru cei care au unități de procesare în țară. Costurile cu procesarea în România sunt mai mari de câteva ori față de cheltuielile pe care le au fabricile din vest legate de obținerea produsului final, numai bun depus la vânzare. Credeți că este vorba despre tehnologiile folosite sau este doar o proastă organizare și o lipsă de strategie cu care ne confruntăm? Asta în condițiile în care consumatorul român chiar caută produsele alimentare procesate la noi în țară. Într-adevăr, și eu sunt de acord cu ce zicea domnul Cezar Gheorghe. Procesarea în România are foarte multe probleme. Dar, sincer să fiu, le-aș nuanța un pic sau le-aș dezvolta ca idee. În primul rând, ne lipsesc unitățile de procesare mari. De ce spun mari și de ce este important? Este important că trebuie să înțelegem că dacă o unitate de procesare este mare, are parte de niște economii de scală și atunci își permite să iasă cu niște produse competitive, ieftine, ca să fie această economie de scală, această unitate trebuie să dispună de un bazin de producție suficient de mare, suficient de puternic și de competitiv ca și costuri, care să-i permită această procesare de mare anvergură. Ori, în România, cu mici excepții,
nu avem unități de procesare majore. Noi nu avem unități de procesare care să ne permită să susținem dezvoltarea unui brand pe 2-3 piețe. Și când vorbesc 2-3 piețe, mă refer la 2-3 țări. Deci nu avem așa ceva. Cu câteva excepții. Poate ceva prin industria mezelurilor, poate ceva prin industria abatorizării cărnii de pui și cam atât. Doi, într-adevăr, tipul de tehnologie. Tehnologia trebuie să fie cât mai recentă, cât mai automatizată, cât mai digitalizată, robotizată și așa mai departe. Deci e clar că acest lucru trebuie. Trei, trebuie să înțelegem că avem nevoie să umblăm un pic la resursa umană. În România, nivelul salariilor a crescut destul de accelerat în ultima perioadă. Mult puțin fiecare cum percepe. Asta este o discuție care niciodată nu va avea un răspuns final. Dar trebuie să înțelegem că pentru o unitate economică trebuie să avem parte de o productivitate comparabilă cu cea din vestul Europei. Ori la ora actuală noi suntem departe. Toate statisticile pe care le avem ne arată că productivitatea în România este extrem de redusă. Ca și o concluzie, avem nevoie de unități de procesare, unități de procesare mari, care să asigure o dezvoltare a sectorului. Nu mai avem nevoie în acest sens de mici unități. Alea se fac și singure, dar acum vorbim de mare industrie, care ne lipsește. Vă propun acum un alt subiect pentru Firul 4, agricultura din gospodărie. Am difuzat aici în jurnal foarte multe interviuri legate de acest subiect, pe care mulți îl denumesc uneori zeflemitor agricultura de subzistență. În toate materialele există adevărați eroi și nu mă joc cu cuvintele, care inclusiv la vârste înaintate ridică solarii, se îngrijesc de legume, de animale și de multe ori își fac timp ca să și vândă pe unde pot surplusul de hrană pe care l-au. Este adevărat, sunt și cazuri puține de orășeni corporatiști și nu numai, care au lăsat urbanul pentru traiul la țară. Având în vedere atât legislația europeană cât și cea internă, dați un viitor acestei agriculturi de gospodărie? Agricultura de subzistență, sau cel puțin așa îi zicem noi, poate avea un viitor în momentul în care este asociată și cu alte ramuri economice. Dacă ne uităm la cei din vest, fiindcă noi așa nu trebuie mereu să stăm să inventăm noi ceva de la zero, mai putem să ne și inspirăm, vedem în Franța, în Austria, în Belgia, în Spania, că agricultura asta de subzistență este foarte strâns legată de turism și de prestările servicii gastronomice, ca să le zicem așa. De ce? Fiindcă acolo se încurajează că dacă tu dorești să-ți faci un restaurant într-o zonă promovată turistic, tu ca proprietar de restaurant ești, încurajat, să zicem așa, pentru a cumpăra produse locale. Și atunci, diferențierea ta este că tu ești un restaurant unde vinzi niște produse de inspirație locală, rețete locale, cu ingrediente locale. Ingrediente pe care le iei de la vecinul din stânga, de la vecina din dreapta, de la vecinul din vale, de la vecina din deal. Asta este ideea. Dacă vreți, un exemplu de ce s-a încercat, cel puțin ca promovare, în sensul ăsta, ar fi sistemul pe care l-a promovat poetul Mircea Dinescu la cetate. Dom'le, totul cumpăr, de la piață, de la o gospodină, de la o bătrânică, de la un bătrânel care stătea, vindea niște lobodă, niște urzici și așa mai departe. Sistemul ăsta dezvoltat la un nivel de strategie regională, națională, prin promovarea unor obiective turistice, unor trasee care să atragă. Și aici mă refer la tot felul de obiective turistice, și istorice, și geografice, și ale naturii, și așa mai departe. Și unde să împănăm aceste trasee cu unități de cazare și de servirea mesei gastronomice. Iar aceste unități să fie la rândul lor încurajate de a cumpăra de la micii producători care au o gospodărie și acolo au și ei niște răzvare. Lucrul ăsta se poate, dar nu putem gândi o agricultură comercială, intensivă, care să facă față concurenței europene pe agricultura de subzistență. Deci noi trebuie să înțelegem,
Agricultură de subzistență, fără niște sectoare care să aspire și să accepte niște prețuri mai ridicate pentru aceste materii prime, vezi un sector agroturistic sau turistic și cu puncte gastronomice, altfel nu se poate. Nu, nimeni nu va plăti acest lucru. Uitați-vă, noi degeaba încercăm să ne păcălim singuri. Nimeni nu merge la piață și să accepte să dea de două ori sau de trei ori mai mult pe un produs. De ce? Fiindcă este din agricultura de subzistență. Din păcate, uitați-vă că ăsta este succesul lanțurilor de supermarket, care vin cu prețuri competitive, mult mai jos decât piața, iar omul se uită la câteva aspecte. Iese de la servici, vrea să le găsească pe toate, la o oră târzie, și le-a pus în mașină frumos, a plătit tot, prețul este accesibil și de multe ori cu mult mai ieftin decât în piață și a plecat acasă. Putem să oferim așa ceva cu agricultura de subzistență? În niciun caz. Ucraina exportă fără tarife vamale, dar cu frână de urgență, conform Parlamentului European. S-a ajuns la un acord provizoriu care prevede accesul fără tarife vamale pe piața comunitară pentru importurile din Ucraina de alimente. Până în iunie 2025, mai exact, păsări de curte, ouă, zahăr, ovăz, porumb, crupe și miere. În condițiile în care Ucraina nu este încorsetată de regulile de biosecuritate impuse fermierilor din Uniune. Domnule Gheorghiță, care vor fi consecințele în condițiile în care piața agricolă a bătrânului continent a fost și este în continuare bulversată de materiile prime agricole și de mărfurile alimentare produse de această țară lovită crunt de războiul de acaparare al Federației Ruse? Acordul cu Ucraina era de așteptat să fie aprobat de către Parlamentul European, cum este de așteptat să fie aprobat ulterior și de către Consiliu. Acum, că poate Consiliu va mai nuanța anumiți termeni, anumite măsuri de salvgardare, le vor mai accentua, astea sunt nuanțe. Noi trebuie să înțelegem că foarte multe lucruri nu puteau fi făcute acum de niciuna din instituțiile europene. O respingere a acestui acord ar fi dat un semnal, un mesaj politic de neacceptat. Adică era un mesaj clar că Ucraina este părăsită și așa lumea este deja agitată privitor la mesajul care vine din partea Congresului American, care tot întârzie adoptarea ajutorului militar promis. Și o nouă veste de genul ăsta, cum ar fi fost respingerea acordului pentru cereale, ar fi întărit, ar fi confirmat mai mult decât ar fi fost de dorit acest mesaj. Ceea ce nu s-a dorit și nu se putea accepta. Asta este cel puțin părerea mea. Pe de altă parte, avem o problemă cu agricultura, unde fermierii sunt pe marginea prăpastiei, toată lumea a semnalat acest lucru, clasa politică anunță că a înțeles acest mesaj, dar măsurile întârzie. Au fost câteva măsuri paliative, așa, s-a mai îmbunătățit situația privitor la rotație, la suprafețele care trebuiau lăsate pârloagă, dar astea sunt niște măsuri punctuale. O nouă gândire, o nouă strategie doar a fost anunțată și a fost promisă. Încă nu avem nimic concret spre ce se va îndrepta. Deci, fermierii au dreptate când se agită în continuare și zic, bun, nouă când ni se vor da răspunsuri la problemele pe care le avem. Și trebuie să înțelegem că situația din Polonia este chiar o mostră ce se va putea întâmpla dacă mai întârziem mult cu aceste răspunsuri. Eu mă aștept că dacă în perioada următoare Comisia nu va veni cu ceva concret, aceste proteste iarăși să înceapă să se extindă în foarte multe țări europene. Pe de altă parte, și Comisia are o problemă, fiindcă vin alegerile. Nu mai târziu de 9 iunie vor fi alegerile europarlamentare. Este o perioadă complicată, e o perioadă grea, dar cu această ocazie se va și testa modul de funcționare a acestor organe europene. Sunt adaptate și pregătite să lucreze și în astfel de perioade de criză. Va rămâne de văzut. Cert este un lucru.
acordul era de așteptat să fie aprobat, poate va mai fi nuanțat pe aici, pe acolo, mesajul care ar fi fost în urma respingerii ar fi fost foarte greu de digerat în lume, deci nici nu se punea problema, dar agricultura a rămas cu problemele nerezolvate. Se vor rezolva și când? Rămâne de văzut. Dacă nu se vor rezolva, ce se va întâmpla? Aș vrea să nu mă gândesc la acest lucru. Vă mulțumesc, domnule Ștefan Gheorghiță. Firul 4 o să-l despicăm și săptămâna viitoare. Curg deja solicitările fermierilor pentru a primi apă pentru irigații. Efectul lipsei precipitațiilor din timpul iernii se simte acut la început de primăvară, când culturile însămânțate în toamnă nu sunt așa cum se așteptau fermierii. Disperați că își vor pierde recoltele, agricultorii au dat startul irigațiilor. La Buzău, Administrația Națională de Îmbunătățiri Funciare a început să dea apă abonaților încă de pe 11 martie. Nici bine nu a început primăvara, că au și început să curgă solicitările din partea agricultorilor care au nevoie de apă pentru a salva culturile însămânțate în toamnă. ANIF Buzău s-a conformat, iar începând cu 11 martie a umplut cu apă canalul de vest, astfel că fermierii au deja aproape o săptămână de când își irigă culturile. La teritoriala de îmbunătățiri funciare Buzău a început campania de irigații la data de 11 martie 2024, prin umplerea canalului vest pe o lungime de 35 de kilometri și deservește o suprafață irigabilă de 24.000 de hectare. La acest moment, filiala Buzău are contracte multianuale încheiate pe o suprafață de 28.000 de hectare, raportat la anul 2023, unde am ajuns undeva la 22.000 de hectare, dar în perioada imediat următoare vom încheia și contracte sezoniere. Deci suprafața irigabilă se va mări. La acest moment am primit comandă de apă pentru irigarea culturilor de grâu, rapiță, mazăre de primăvară. Se irigă în principal grâul și rapița. Dar există fermieri care au nevoie de apă pentru culturile de mazăre de primăvară. În perioada următoare se așteaptă o creștere a numărului agricultorilor care vor încheia contracte ca să-și ude culturile. Nevoie mare de apă este și pentru stațiile refăcute cu fonduri europene, unde urmează să se facă probe pentru agregate pentru care e nevoie de apă. ANIF are contracte multianuale de 28.000 de hectare. Cumulat cu contractele sezoniere, ANIF va depăși un prag istoric la Buzău, peste 30.000 de hectare irigabile în anul 2024. Și anul trecut la Buzău s-a irigat până aproape de luna noiembrie, semn că este o secetă severă în județ. Un soi vechi de vinete care nu se mai cultivă în România ar putea fi readus în atenția legumicultorilor. Este o premieră marcată de cercetătorii buzoieni de la Banca de Resurse Genetice Vegetale Buzău. S-a reușit pentru soiul pătlăgică vânătă danubiana, pentru prima extragere de ADN vegetal. Biologii au deschis astfel calea înființării unei baze de date cu amprentele genetice ale tuturor creațiilor românești. În aceste condiții se pot reabilita soiuri dispărute cu ani în urmă. Cu mare emoții, dar cu multă precizie, cercetătorii de la Banca de Resurse Genetice și Vegetale de la Buzău ne arată cum se desfășoară o extracție de ADN vegetal. Am pipetat soluția necesară omogenizării țesutului recoltat de pădlăgele vinete, de la răsadurile de pădlăgele vinete. Este prima etapă din acest proces de extracție? Da, prima etapă din procesul de extracție a ADN-ului, pe care noi îl vom realiza pe pădlăgele vinete, pe răsaduri crescute aici la noi, în seara încălzită de la PRGP. Și este acest aparat? Aici avem o cotă microbiologică ce ne asigură un mediu aseptic, astfel încât probele să rămână intacte și să nu fie contaminate de agenții patogeni care se pot afla atât pe mâinile noastre cât și în mediul ambiat. Prima extracție de ADN vegetal s-a făcut dintr-un soi de pătlăgică vânătă, danubiana, care nu se mai cultivă la noi în țară de 10 de ani. De altfel, semințele pentru acest soi au fost recuperate de la băncii de gene din străinătate.
Am reușit pentru prima dată să facem extracția de ADN. Sigur, am început cu un soi vechi de pătrăgele vinete, Danubiana, un soi care nu mai este în cultură, valoros și pe care l-am recuperat cu eforturi foarte mari de la o bancă de resurse genetice din afară. El a fost din Germania, dar a fost pus și din America. Sigur, această procedură, practic, extracția de ADN, pe urmă cunoașterea cu ajutorul PCR-ului și a secvențiatorului din punct de vedere genotipic, ne ajută foarte mult ca să cunoaștem genotipic creațiile noastre, ne scurtează foarte mult timpul de obținere de noi creații și totodată ne ajută să le amprentăm genetic, să demonstrăm lumii științifice naționale și internaționale că aceste creații sunt ale noastre, deci nu mai pot fi copiate. Acum pot fi aflate toate caracteristicile oricărei plante, astfel că legumicultorii vor putea accesa o gamă completă de date care să le asigure producții profitabile și sănătoase, în funcție de solul și zona în care au fost înființate culturile. Ne poate ajuta și pentru a obține soiuri cu rezistență și scurtăm foarte mult drumul, pentru că tocmai asta este mare avantaj, pentru că acum noi putem să vedem genele, putem să vedem dacă sunt disponibile pentru procesul de ameliorare. Sigur, noi făceam asta muncă clasică, muncă de teren, nu știam, bănuiam, sigur, simțeam dacă un soi este pretabil pentru ceva sau o genă își păstrează caracteristicile. Ei, acum știm sigur unde sunt așezate genele și dacă putem să le folosim în procesul de ameliorare. Dacă sunt lângă centromer, automat știm că trebuie să folosim resursa respectivă pentru ca linie maternă, nu ca linie paternă. Cercetătorul Costel Vânătoru spune că abia acum se poate vedea rolul băncii de resurse genetice și vegetale în România. De-abia acum începe să se simtă rolul băncii de gene la Buzău? Noi spunem că de acum ar trebui să se simtă, pentru că deși suntem cu un personal redus, și aici este marea problema noastră, pentru că nu avem personal suficient și toate demersurile noastre au fost inutile până acum ca să avem mai mult personal, dar sigur acum putem spune că de acum înainte putem pune România pe harta științifică a lumii. Acum vorbim și noi limbajul internațional. Acum cu aceste aparate, cu această dotare, putem să prezentăm și noi lucrări științifice asemănătoare cu colegii noștri din străinătate. Adică, sigur, suntem și noi la nivelul acela. Până acum noi veneam doar numai cu observații fenotipice și foarte puține alte observații de laborator. Deci nu aveam puterea să realizăm astfel de cercetări.